Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Iată că jurnalistul și scriitorul George Hodorogea, colegul nostru, ne spune azi totul despre sex, curiozități, obiceiuri și întâmplări ciudate. Australienii aborigeni, în loc să strângă mâna în semn de politețe, așa cum o facem noi, își demonstrează prietenia un pic altfel. Aceștia își ating organele genitale atunci când se salută. De ce despre sex? Numeroase mituri ciudate despre sex au fascinat lumea din cele mai vechi timpuri. Au fost cazuri în care prejudecățile bizare s-au dovedit adevărate potrivit unor mărturii confirmate de specialiști. De-a lungul timpului s-au înregistrat tot felul de bizarerii legate de sex, de la poziții și parteneri ciudați, la cupluri neașteptate, la situații penibile sau fapte și rezultate inexplicabile, nici măcar de lumea academică. Acest material nu se vrea, cum poate vă așteptați, despre sex, adică un articol cam pornografic, ci se vrea un fel de culegere de ciudățenii legate de lumea sexului. Fetele din Tibet, ca să se căsătorească, trebuie să aibă în trecut câțiva zeci de parteneri sexuali. În Oceania, obiceiurile locale cer ca fetele să fie virgine atunci când se căsătoresc. Mai mult de atât, mireasa trebuie să scape de virginitate cu ajutorul prietenilor mirelui. Aceștia o dezvirginează pe mireasă cu ajutorul unui cuțit din piatră. Apoi, timp de 3 zile, aceasta trebuie să întrețină cu ei raporturi sexuale. După aceste 3 zile, mireasa trece prin patul altor bărbați din trib și după ce aceștia își satisfac nevoile, mireasa ajunge și în patul soțului legitim. Virgina însărcinată, una din cele mai strani mărturii despre sex, datează din anul 1988, atunci când o tânără de 15 ani a ajuns în sala de nașteri a unui spital din Zimbabwe. Femeia rămăsese însărcinată, deși era virgină, iar în urma examinării medicale, medicii au observat că femeii nici măcar nu i se dezvoltase vaginul. Copilul a fost adus pe lume prin cezariană, conform jurnalului britanic de obstetrică și ginecologie. După ce au fost cercetate înregistrările medicale ale tinerei, medicii au constatat că înainte cu 9 luni ca tânăra să nască, ea a fost internată în spital fiind înjunghiată în abdomen cu un cuțit. Fostul ei prieten o înjunghiase după ce a găsit-o având relații sexuale orale cu alt bărbat. Tânăra a ajuns la spital cu abdomenul perforat în 2 locuri și cu un stomac gol, iar o explicație găsită de medici pentru sarcina acesteia a fost că spermatozoizii au putut ajunge la organele reproductive ale tinerei prin leziunile tractului gastrointestinal. Indienii Topinamba din Brazilia consideră că femeile sunt atrase de organe genitale gigantice. Din acest motiv, bărbații se supun la diferite chinuri și își pun chiar viața în pericol doar ca să aibă parte de o mărire considerabilă a penisului. Aceștia se lasă mușcați de diferite insecte veninoase sau chiar de șerpi, drept rezultat organul se umflă și devine imens. Jucăriile sexuale. Poate nu vă vine să credeți, dar existența jucăriilor sexuale e atestată prin dovezi arheologice cu mult înainte de apariția lor în cunoscutele magazine de tip sex shop. Sunt dovezi arheologice care atestă că primele jucării sexuale datează încă din epoca de piatră, iar printre cele mai bizare astfel de obiecte s-a numărat și o limbă de cerb. Potrivit unui jurnal medical american, limba unui cerb mort a devenit obiectul sexual folosit ca stimulent de o tânără din zilele noastre de 29 de ani. Tânăra Jennifer Sgurd s-a prezentat la o clinică și a mărturisit că i-a întârziat ciclul menstrual, menționând și un miros neplăcut al organului său genital. Examinarea clinică arăta faptul că un obiect străin a rămas înfipt în vaginul femeii. După ce a fost extras printr-o intervenție medicală, ginecologii au descoperit că obiectul era de fapt limba unui cerb mort. În unele comunități nepaleze există un obicei ca frații să se căsătorească cu o singură femeie. Acest ritual vine din dorința rudelor de a nu împărți averea sau mai exact pământul. Soția trebuie să aibă un orar bine gândit ca să reușească să fie cu toți soții atunci când ei au nevoie de ea. Să faci sex până orbești. Numeroase mituri au circulat despre efectele adverse ale sexului, însă au existat cazuri în care unele dintre cele mai strani s-au dovedit reale. Unul dintre aceste cazuri ciudate reflectă povestea unui bărbat de 66 de ani care s-a plâns că și-a pierdut temporar vederea în urma unor partide de sex. În urma analizelor medicale, specialiștii au confirmat relatările pacientului, descoperind că în timpul orgasmului vasele de sânge ale ochilor erau afectate și blocarea lor provoca pierderea vederii. Deci povestea aia glumeasă cu făcutul de sex până orbești nu e chiar o ficțiune.
În Papua Noua Guinee, un trib obișnuia să-și lase copiii să-și înceapă viața sexuală la vârsta de 6 ani, vârstă sugerată pentru fetițe. Băieții însă trebuiau să aștepte să împlinească măcar 10 ani. Chiar dacă sexul nu era interzis la o vârstă fragedă, băieții și fetițele nu aveau voie să mănânce la aceeași masă fără să fie soț și soție. Femeia care a rămas gravidă în timpul sarcinii. Un mit spune că o femeie, dacă e însărcinată, nu mai poate fi din nou gravidă pe timpul sarcinii. Ei bine, se pare că nu e așa. În anul 2009, o tânără de 31 de ani din statul american Arkansas a dat naștere unui prunc la 2 săptămâni după ce născuse alt copil. Iar cu 2 ani mai devreme, în 2007, o femeie din Marea Britanie a dat naștere unui băiat și unei fete la 3 săptămâni distanță. Fenomenul e numit de medici supefetație și e des întâlnit la animale, însă e înregistrat extrem de rar în cazul oamenilor. Experții n-au descoperit cum a fost posibil ca femeile să continue să ovuleze pe timpul unei sarcini. Unele triburi africane obligă bărbatul să treacă un test sexual înainte de nuntă. Acesta trebuie să facă sex cu mama miresei de atâtea ori de câte ori vrea ea. Acesta trebuie să demonstreze cât de dotat și valoros e ca viitor ginere. Mai mult ca atât, ginerele înainte de asta trece un control minuțios în fața socrului. Acesta îi verifică dinții, ochii, corpul, ca să demonstreze că e sănătos. Ghinion penis captivus. Potrivit medicilor specialiști în domeniu, termenul de penis captivus înseamnă imposibilitatea unui mascul de a scoate penisul din vaginul partenerei sale în timpul actului sexual. Penisul e reținut în cazul acesta de o contracție puternică a mușchilor vaginului. De-a lungul timpului, cazurile de penis captivus au fost considerate de cele mai multe ori doar mituri. Au existat și relatări care au confirmat acest fenomen, iar cauzele sale au fost explicate prin folosirea vrăjitoriei sau ca fiind o pedeapsă pentru adulter. Autorul medieval Geoffrey de la Tour Landry din secolul al XIV-lea scria astfel despre aventura lui Pers Leonard, care s-a desfătat carnal cu o femeie în altarul bisericii, iar Dumnezeu i-a legat împreună în noaptea aceea. În ziua următoare, tot satul a putut vedea cuplul împreunat ca niște câini, pe care doar rugăciunile preotului i-au despărțit din poziția nefirească. E cunoscut și cazul unui celebru actor, Don Juan, de pe meleagurile dâmbovițene, care la premiera unui film în care juca rolul principal, la cunoscutul cinematograf bucureștean Patria, nu a găsit ceva mai bun de făcut decât sex cu o vânzătoare de bilete pe ultimul rând de scaune. Dar filmul s-a întrerupt brusc, se rupsese pelicula și s-au aprins luminile în sală. Speriat, actorul a făcut contracție și a rămas în poziția de penis captivus. Și cum în sală era și soția și ea artistă, vă închipuiți ce scandal a urmat și un rapid divorț. În Kamchatka de Nord, în cele mai îndepărtate sate, se păstrează un obicei vechi foarte pitoresc. Musafirii care vin în vizită au dreptul să facă sex cu stăpâna casei, iar soțul acesteia nu are voie să refuze. Mai mult ca atât, dacă în urma raportului sexual femeia rămâne însărcinată, se consideră că în această casă s-a instalat fericirea și succesul. La beție e bună și o ambulanță pentru sex. În anul 2013, un bărbat din Barnstaple, Marea Britanie, John Patterson, a avut parte de cea mai fierbinte noapte din viața lui la propriu și la figurat. După ce a băut mai multe pahare de scotch irlandez amețit, omul avea chef de sex. În fața pub-ului era parcată o ambulanță și pofta de amor i s-a aprins imediat ambulanța prin aburii alcoolului, părându-i se foarte sex. I-a oferit o sigară pe care, bineînțeles, mașina nu a acceptat-o, totuși omul nostru i-a aprins-o și a așezat-o pe patul din spatele ambulanței, după care galant s-a dezvrăcat și a început să mângâie și să pupe zgomotos canapeaua care se înfierbântase și ea. Din pricina țigării, norocul au apărut câțiva polițiști care au stins focul și l-au arestat pe amorez. Omul a primit o amendă de 60 de lire și a fost trimis la dezalcoolizare și apoi la muncă în folosul comunității, nefiind deloc impresionați de povestea de iubire a chefriului. Membrii unor triburi din estul Africii, pentru a preveni raporturile sexuale înainte de căsătorie, cos labiile tinerelor și lasă doar o deschizătură mică pentru ca acestea să poată urina și elimina sângele în perioada ciclului. Și cartofii pot fi buni la sex. Am făcut sex anal cu cartofi. Cel puțin această explicație pe care a oferit-o la spital un om al bisericii în anul 2008. Bărbatul, în vârstă de 50 de ani, a ajuns pe mâna medicilor din Sheffield.
El a susținut că într-o zi s-a gândit să-și atârne niște draperii la geamurile de la bucătărie, așa cum face tot omul, daci că era dezblăcat complet, fiind în casa lui, nu? Numai că se pare că era și un pic amețit. Vicarul s-ar fi dezechilibrat și a căzut peste o grămadă de cartofi, iar una dintre legume i-a intrat drept în fund. Bărbatul a fost operat pentru a-i se scoate cartoful, iar asistenta care a fost prezentă în timpul intervenției a susținut că nu era primul caz. La spitalul unde ea lucra, ajunseseră oameni cu castraveți, păpuși rusești sau garoafe ascunse acolo unde nu ajunge soarele decât dacă faci plajă la nudiști. Bărbații din unele triburi din Africa de Sud, ca să nu aducă pe lume gemeni, considerați drept o pedeapsă a păcatului și a blestemului, își taie un testicol. M-a violat o fantomă. Natasha Blasic este o actriță americană, dar originară din Ucraina. Este cunoscută pentru rolurile sale în filme de groază cu buget redus, printre care și Paranoid Activity sau parodia Întâlnire cu spartanii. Cum însă ascensiunea ei profesională se lăsa încă așteptată, Natasha a decis probabil că există modalități mai bune pentru a-și face publicitate. Prin urmare, ea a susținut că a fost violată de o fantomă și nu odată, ci de două ori. În plus, ea e convinsă că acestea nu sunt singurele experiențe sexuale paranormale prin care a trecut. Natasha susține că era singură în casă atunci când a simțit că intră cineva în cameră, o prezență pe care nu o putea vedea, însă care o atingea în cel mai intim mod cu putință. Ritualul lui Sodo. În Haiti există încă o credință puternică în voodoo la cea mai mare parte a populației sale. Unul dintre cele mai tradiționale ritualuri sex horror se produc de sărbătoarea de Sodo. În timpul acestor festivități populare, majoritatea oamenilor sunt goi, iar cuplurile fac sex în fața celorlalți și există și perioade de sex colectiv sau orgii. A face sex cu o țeavă. Una din cele mai ciudate întâmplări este cea a chinezului Lian Tian, care cu siguranță nu o va uita prea curând. Bărbatul de 61 de ani văruia o încăpere într-o zi extrem de călduroasă. Se dezbrăcase total, nefiind văzut de nimeni, și continua să văruiască. La un moment dat, a făcut o mișcare bruscă, dar greșită, și a alunecat de pe scăriță. Întâmplarea a făcut să cadă într-un morman de țevi, iar penisul i s-a înfipt într-o țeavă. Jenat de acest lucru, el a preferat inițial să nu ceară ajutor și a rămas cu penisul în țeavă timp de două zile. Era o formă de penis captivus cam ciudată. Lian Tian a tăiat țeava, a lubrifiat-o cu ulei și săfun, dar totul a fost în zadar. După 48 de ore, organismul s-a început să resimte efectele crizei și atunci a sunat la urgență. Organul genital al bărbatului era umflat, iar pompierii din Guangzhou au fost nevoiți să decupeze țeava din jurul penisului, operațiune care a durat circa 4 ore. De altfel, potrivit ziarul Daily Mirror, acesta nu e primul caz de penis captivus prins într-o țeavă cu care s-au confruntat medicii. Un alt bărbat, de data aceasta din Southampton, a pățit același lucru. După ce i s-a administrat un anestezic, pompierii i-au eliberat penisul, care, în ciuda unui aspect umflat și a celor câteva vânătăi, era perfect funcțional. Mai ciudată decât experiența celor doi iubitori de sex în țeavă e povestea unui londonez, Donald McNabbs, care a cerut ajutor după ce și-a prins penisul în prăjitorul de pâine. Nu e foarte limpede motivul sau scuza oferită de acesta, însă pompierii numesc astfel de întâmplări efectul celor 50 de umbre ale lui Gray, aluzie la cunoscuta carte Portretul lui Dorian Gray. În ultimii ani, salvatorii englezi au fost nevoiți să elibereze zeci de oameni din cătușe folosite în ciudatele lor jocuri sexuale. Concluzie. Cât timp pe lume vor fi oameni, tot atâta timp va fi și sex, deși întâmplări ciudate. Promitem că vom reveni și cu alte obiceiuri și întâmplări picante din lumea și istoria sexului. Deocamdată ne oprim aici. Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă spun ca de obicei, pe curând!